emisiune prezentată de Aqua Carpatica. Suntem pe Music Channel Alternativa, ori se numește emisiunea asta. Eu sunt Hefe și alături de mine în seara asta, domnul Andrei, bună seara. Bună seara, Hefe. Bună seara, ascultător. Pe el știți de la Crowd Control. Noi l-am mai avut invitat la emisiune și ne bucurăm foarte tare că și-a mai făcut puțin timp să vină să ne povestească despre un nou proiect, o nouă chestie frumoasă. Săptămâna asta o să aibă loc un club cuantic în București. Un eveniment. Vineri pe 2 martie. Nu pe 1, nu pe 8, pe 2 martie, un eveniment pentru care omul ăsta a muncit foarte mult și vrem și noi să știm despre ce e vorba. Când e vorba de evenimente noi, evenimente frumoase, evenimente pe care le face Andrei, noi trebuie să mergem să vedem. Mersi, Hefe, mersi. Păi, rezistența electronică... Nu mi-ai adus tu mie stick cu fishbone. Cum să nu zic asta despre tine? Fac și ce pot. Rezistența electronică este un festival pe care ne-l dorim nomad, adică suntem în discuții și cu Timișoara și cu Clujul, să-l primăm puțin. Vreau să instigăm oamenii la sunete mai electronice, dar... Toată lumea instigă. Și, păi da, dar e vorba și de oameni electronici independenți, să zic așa. Adică suntem noi cu Crowd Control, e Turet Ruletu, e Carpov Not Castro. Turet Rulet nu prea e electronic, e? Ba, are. Tu ai dat piesele mai rocăreli. Da. Alea cred că nu ne-am ascultat. Ei sunt fusion. Da, ai dat cu skip la alea. Nu-i ca Deftones, nu mă ascult. Exact. Nu e cu Mihai de la Bridele, nu mă ascult. E tare de tower. Bun, și... De unde a venit ideea? Ideea a venit de la un fel de discuție pe care am avut-o cu membrii trupelor pe care le-am menționat, cu Valeriu de la Carpov, cu Alin de la Omlet, cu Narcis și cu Bogdan Munteanu, cu vloggerul sau promoterul, cum putem să-i spunem, e tipul ăla care e peste tot. Și... Exact. E piesa. Exact, Munteanu peste tot. Și acum vrem să luăm și să facem un showcase cu câțiva artiști independenți de muzică electronică care chiar se luptă așa în subteran, cum zice Mihai. Tu cu ce te lupt? Păi eu mă lupt cu faptul că am lansat acum o piesă nouă pe care o știi, ne-ai și difuzat-o, Devil, și oamenii zic că suntem sataniști. Mă lupt cu chestia asta spre concepții. Nu poți să pui pe muzică house satanisme. Glumesc. Nu, serios acum, cu ce te lupți? Care au fost piedici și chestii care au venit în drumul tău care a trebuit să faci așa, să sari, să te mai ferești, cum se ferea Bruce Lee? Sunt multe. Uite, de exemplu, hai să povestesc despre o piedică pe care o avem acum cu rezistența electronică. Am încercat să... ne parteneriam cu diferiți oameni și un anumit brand și ne-au zis că este nișa nișei, că așa ceva... Bine, până la urmă fiecare are dreptul să hotărească ce vrea. Evident. Deci mă lupt cu oarecare preconcepții că, nu știu, muzica asta, electrofusion, nu își are locuri pe piață. Am o grămadă de oameni care îmi povestesc că, da, sigur, au fost bătuți în stație tramvai, hai să nu... Nu, zic că, băi, nu e de România piesa asta, nu e de România... Deci, atunci de ce nu mergeți acana? Păi, am fost și în Germania, am fost și în Israel, dar... Nouă ne place să trăim în România, deci să nu fim o parte din industria muzicală românească, nu? Ce șanse crezi că are proiectul ăsta să meargă înainte? Ok, eu înțeleg că e și povestea asta cu oamenii, sponsori sau ce asocieri, dar public există? Eu zic că există. Oameni care nu sunt în nicio corporație, nicăieri, care trebuie să vină efectiv pentru muzică, există? Cum să nu existe? Păi, până la urmă e vorba despre o conexiune cu un anumit tip de energie, cu care, să zicem, că nu faci click astăzi, dar mâine dacă îți scot o piesă șmecheră produsă de, nu știu, Mark Reader, care a colaborat cu Joy Division, sigur o să fii la următorul concert. Mă rog că în România de Joy Division nu știu decât 5 oameni, dar e ok, ce zici? Păi nu, că tu nu știi că noi am colaborat cu băiatul ăla, dar o să afli, pentru că o să sune, o să facă click. Înseamnă că în curând o să fii faimos și milionar, ceea ce e bine pentru că poți să-mi dai înapoi banii aia. Toți cu vârf și îndesat. Prezentată de Aqua Carpatica.